Bună ziua, dragi copii! Ia uitați ce v-am pregătit eu vouă astăzi. O căpșunică, pentru că este sezonul căpșunelor. Un proiect foarte simplu de făcut, la care aveți foarte multe operațiuni de făcut. De pictat, de decupat, de creat împletitura aceasta, împăturitura aceasta, de lipit. Deci aveți mult de lucru la căpșunica aceasta. Materialele acestea le găsiți pe site-ul nostru www.galeriacreativ.ro și veți găsi și multe alte forme de polistiren pe care puteți să le lucrați în felul acesta. Astăzi voi folosi următoarele materiale. O căpșună din polistiren, două culori de vopsele acrilice, roșu și verde, pensulă pentru lipit și una pentru pictat, lipici solid, o foarfecă, un perforator, ochișor mobil, paleta de pictură și două culori de cartoane. Și haideți să trecem la treabă. Primul lucru, voi picta căpșuna, partea de jos în roșu, iar colița în verde. Pictez până la codiță doar. Am terminat căpșuna, partea de jos în culoarea roșiei. Acum voi picta în verde codița. Am terminat de pictat căpșuna și acum voi usca. Am terminat de pictat căpșunica noastră, am colorat și partea de sus, însă voi acoperi cu un carton verde. Am luat modelul căpșunei, l-am conturat pe un carton verde și am adăugat și niște zimți. Am decupat, apoi voi lipi peste căpșună și pe o parte și pe cealaltă parte. Potrivesc. Vedeți? Și voi lipi cu ajutorul lipiciului stick. Și căpșunica noastră capătă formă. Îl pun deoparte la uscat. Am tăiat din cartonul alb A4 două fâșii subțiri, cam de 1 cm. Le-am lipit una în continuarea celeilalte, da? Și am făcut așa două fâșii de hârtie, pe care le voi uni în capăt cu puțin lipici, în L. Vedeți? Și cum începem să împăturim. Tot timpul fâșia de hârtie de jos o aducem peste fâșia de hârtie deasupra. Da? Împletitura aceasta se numește scara pisicii. Vedeți? Tot timpul fâșia de jos o aducem sus. Iar hârtia să fie egală. Din împletitura aceasta se pot crea diferite animăluțe, deci puteți să lucrați multe dacă învață copiii. Vedeți? Putem să lucrăm și în mână, ca să meargă mai repede. Le place foarte mult copiilor activitatea aceasta. Deci în proiectul acesta vor învăța să picteze, să decupeze, să facă scara pisicii și la urmă să se și bucure de rezultatul final de căpșunica noastră haioasă. Vedeți?
dacă rămâne un pic surplus, lipim ultima parte, vedeți? Și tăiem. Vedeți? Scara pisicii este gata. O să fac două mânuțe și două piciorușe în felul acesta. Am terminat de împăturit și cu ajutorul pistolului de lipit voi lipi în lateralul căpșunei noastre două mânuțe și două piciorușe. Ținem puțin apăsat să se lipească. Și în capăt am perforat patru inimioare și le voi lipi tot cu ajutorul pistolului. Iar apoi decorăm fața căpșunei. O să pun două buline negre. Acestea le voi lipi cu lipiciul solid. Peste care voi lipi doi ochișori mobili. Puteți să luați ochișori cu lipici pe spate sau să-i lipiți cu lipiciul. Am perforat o guriță. Și ce mai lipsește căpșunei noastre? O codiță și sâmburii. Am perforat multe bulinuțe perforatorul. Și o să umplu căpșuna noastră cu bulinuțele acestea. Am terminat de lipit bulinuțele, ochișorii și gurița. Iar acum voi lua o bucată de fir plușat. O să-l înfig în căpșunica noastră, vedeți, pentru că are sârmă înăuntru și e ușor de folosit. Și voi face un cârlionț. Și căpșunica noastră este gata. Dulce foc!